Fiți atenți la mine, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne bucurăm de prezența dumneavoastră într-un număr atât de mare pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice în 1 octombrie, care bineînțeles va fi mâine, dar noi o sărbătorim astăzi, astfel și duminică. Vă rog să-mi permiteți să salut prezența în mijlocul nostru, ca de fiecare dată, a domnului primar Septimiu Cătălin Turcaș, a reprezentanților bisericilor din oraș, a reprezentanților instituțiilor și organizațiilor de pensionari din județ și din orașul Șibleu Silvaniei, a profesorului Octavian Guțu, fost primar al orașului Șibleu Silvaniei, fost inspector la general la învățământ la Sălaj și în continuare activ ca profesor. Salut prezența dumneavoastră tuturor la aceste evenimente. Se intonează imnul de stat al României. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie, a fost adoptată de către Organizația Națiunilor Unite în februarie 1991, iar prin rezoluția 45/106 din 16 decembrie 1991 a fost adoptată de către Adunarea Generală. Ulterior, Uniunea Europeană și, bineînțeles, și țara noastră a adoptat această sărbătoare și în fiecare an se sărbătorește această zi la 1 octombrie. Sau premergător, cum am făcut noi astăzi. În această zi de toamnă, binecuvântată de Dumnezeu, ne-am adunat cu mic, cu mare, în parcul cetății din Șibleu Silvaniei, să sărbătorim această zi. Sărbătoarea este un moment de bucurie. Ne bucurăm pentru că suntem încă în viață. Ne bucurăm pentru tot ceea ce am realizat și pentru ceea ce mai avem de realizat, pentru că viața merge înainte și nu stă pe loc. Ne bucurăm pentru copii, pentru nepoți, pentru strănepoți, pentru semenii noștri. Ne bucurăm pentru că înțelepciunea acumulată de-a lungul timpului. În concluzie, ne bucurăm pentru tot, dar să nu uităm
că există și un mâine care trebuie privit, nu trebuie privit cu tristețe, ci cu speranță și optimism. Avem multe de realizat. Ne așteaptă multe și mari evenimente ale lumii, ale țării, ale comunității locale, ale noastre personal. Să primim și să ne implicăm atât cât putem în derularea acestor evenimente. Cu înțelepciunea vârstnicilor, a noastră, a tuturor, să stopăm energiile negative care dezbină, separă, care vor cu orice preț răul între noi. Să cultivăm pacea, iubirea, dragostea, comunicarea, unitatea între oameni. Iată ceea ce cred eu și sper că și dumneavoastră că este prioritar în aceste momente în lume, în țară și pretutindeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru ajutorul acordat pentru organizarea acestor activități de către primăria orașului Șimleu Silvaniei, domnului primar prezent, casei de ajutor reciproc a pensionarilor din Șimleu Silvaniei, sponsorilor care au făcut posibilă această activitate și, bineînțeles, dumneavoastră, tuturor celor prezenți și care, din motive obiective sau alte motive, n-au putut să vină. Vă mulțumesc! Îl rog pe domnul primar să transmită mesajul dânsului din partea primăriei și a dânsului personal. Rămâna domnișoarelor și doamnelor, bună ziua domnilor! O zi foarte frumoasă astăzi și dacă domnul Moș a fost puțin mai pesimist și a comandat acest cor frumos aici, este bine că nu este nevoie de el. În primul rând vreau să vă transmit din suflet în această importantă zi, Ziua Internațională a Pensionarilor, un lucru simplu și cred că cel mai eficient. Să aveți parte de sănătate, toți, ca să vă puteți bucura de cele mai importante lucruri pe care vi le-a dat această viață, respectiv copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră, prietenii dumneavoastră și toți cei dragi. Și în același timp, așa cum am făcut-o de fiecare dată, să vă mulțumesc pentru că fiecare dintre dumneavoastră, care sunteți categoric legat sufletește de acest oraș, ați făcut ca acest oraș în timp să se dezvolte. Fiecare în locul în care a muncit, în locul în care a avut o funcție mai importantă sau mai puțin importantă prin activitatea care a avut-o ani și ani de zile, prin copiii care a avut și s-au implicat în dezvoltarea acestui oraș, în recunoașterea acestui oraș prin ceea ce au făcut, înseamnă ceva pentru acest oraș. Pentru că toate lucrurile care se fac se pot clădi doar cu bucățele așa mici, pentru că lucrurile făcute din bucăți mici sunt foarte trainice. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc încă o dată să prindeți mulți ani de aici înainte, ziua de 1 octombrie. Vă felicit pentru că v-ați organizat foarte bine și ați dat posibilitatea tuturor acelora care sunt astăzi aici să se întâlnească și sunt convins să depene amintiri și să se simte bine împreună. Mulțumesc că m-ați invitat și vă mulțumesc că m-ați transmis oportunitatea. Îl rog pe domnul profesor Octavian Guțu să rostească un discurs. Domnul Guțu. Onorantă colectivitate prezentă la această zi în care îi cinstim pe cei pe care unii zic oamenii aflați la vârsta a treia, alții zic la vârsta înțelepciunii și așa mai departe. Cu bătrânețe pe bătrânețe călcând am ajuns și eu. De ce? Pentru că eu am ajuns pentru că o afecțiune la coloana vertebrală îmi împiedică să mă pot deplasa așa precum aș dori. Dar n-am putut refuza invitația prietenului meu, președintele, sau cum se numește funcția pe care domnul colonel Moșoare,
de a fi prezent în mijlocul dumneavoastră. Un mare cărturar, Alexandru Paleologu, spunea așa: bătrânețea este vârsta cea mai frumoasă. O să spun, cum măicuțule, dar toată lumea se urăte bătrânețea. Cum motiva domnia sa această aserțiune? Este vârsta la care nu te critică nimeni. Nu te caută nici DNA-ul, nici curtea de conturi. De ce nu te critică nimeni? Pentru că și dacă uiți, și dacă te-ai pătat o cămașă nouă luată de nevastă în cinstea zilei tale, și dacă mai spui câte o prostie, și dacă întârzi, să ne iertăm, sacru, că așa e la vârsta aceasta. Deși am amintit această aserțiune a lui Paleologul Alexandru, nu actualul politician, pentru că dacă o să spun în scurta intervenția mea și lucruri necovenabile sau prostii, să mă iertați și puneți-o pe seama bătrâneții. O să dacă când ți-ai dat seama că ești bătrân? O, de câțiva ani. Când mă întâlnesc cu fostele mântre, spun, au, și atunci îmi zic, îmi zic, nenea, mulțumesc. Și atunci îmi zic, au, eu ce trece vremea, nu? Toate mândrele îmi zic, nenea. De asemenea, mi-am dat seama că am ajuns și eu la această vârstă. Cândva îi spuneam soției vorbe care îi spun tinerii. De acum, de un timp, îi spun altfel. Iubito, dacă privim în calendar, la tine e joi, la mine e bine. Zice un poet. Și după bine știi ce urmează. Apa, sângătă-i. Onorată colectivitate. S-a spus despre Șimleu, este orașul școlilor. E adevărat. Și lucrul este certificat de timp. Eu aș zice că în ultimii ani, mai ales cu acest sistem de pensionare, nu-l calific, a ajuns și orașul jucăriilor stricate. De ce orașul jucăriilor stricate? Minulescu are o poezie tare, dragă mie. Parțial se potrivește și pentru Șimleu. Dice așa, printre altele, textul poetic. Și în orașul care plouă de 3 ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, 2 jucării stricate, atenție, jucării stricate, merg ținându-se de mână. De ce am spus că parțial se potrivește acest text și blogul? Prima parte nu se potrivește. În orașul acesta din provincie deschis de Minulescu nu se întâmpla nimic. Din fericire, în ultimii ani, Șimleul a înviat, a reînviat. Acesta e cuvântul mai potrivit. Meritul este al domnului primar și al Consiliului Local, firește, al unor oameni, al unor eminențe cenușii, și are în jurul domniei sale, sunt câțiva care, oameni de mare calitate care sunt de folos, după acesta se vede. Orașul a devenit mai viu. Se întâmplă multe. O să vă așa această întâmplare fericită a noastră este posibilă și datorită implicării domniei sale. Și nu o face pentru a-și slăvi statutul de primar, nici pentru a-și pregăti viitoarea campanie. O face pentru că așa simte. În orașul nostru avem festival de umor, da? Avem festival de muzică ușoară. Avem festival internațional de folclor, avem concursuri internaționale, se întâmplă ceva. Și pentru acestea toate, pentru aceste toate, meritele sunt, desigur, ale edilului numărul 1, sunt și ale dumneavoastră și blanilor și a tuturor celor care sprijiniți și bleul. Domnilor, doamnelor, aș vrea să spun un lucru de la bunul celor. Pensionarii din Șimleu
pot fi clasați pe locul întâi pe țară. O să spuneți prin ce, pentru ce, pentru că organizează aceste întâlniri? Nu. Nu pentru aceasta. Pentru felul în care au știut să-și aleagă președintele, șeful, cum ne place să zicem mai pe scurt. O să scop. Cel voșii. Domnilor, vârsta aceasta, a treia, vârsta în care unii ne consideră oameni de prisos, oameni în plus, și se mai întreabă, mai trăiești? Și-au ales un moș. Pentru că la vârsta aceasta avem mai mult nevoie de ajutor. Și cine de obicei vine cu darurile? Cine vine în sprijinul neputincioșilor? Cine vine în sprijinul celor care au ajuns, cum mi se spune, în mintea pruncilor? Moșii. Și l-au ales pe domnul moș. Și se pare că numele a confirmat. Dovezi? Sunt multiple. Nu s-a organizat, pe când este organizația aceasta a pensionarilor, atâtea activități cu pensionarii, câte a organizat domnia sa în ultimii ani. Îi scoate din singurătate pe cei care unii sunt singuri, pe cei care n-au posibilități materiale de a ajunge într-o stațiune, îi duce, îi poartă numai în stațiuni, pe ale mai alinat din dureri, îi poartă și pe la locuri unde se mai roage din Dumnezeu, să le facă tinerețea mai luminoasă, mai bine. Și pentru toate acestea, zic eu că merită toată sima noastră. Omul acesta care e frumos numai la chip și frumos la suflet, care știe să lucreze cu oamenii, e un lucru extraordinar. Stimați colegi de generație, generația a treia, unde mă înscriu și eu, eu vă felicit ca cetățean al acestei localități pentru tot ce ați făcut pentru acest oraș. Acest oraș există și datorită eforturilor noastre. Fiecare la locul de muncă pe care l-ați avut, l-ați onorat așa cum este bine. De obicei ne plângem. Ce mi-a dat mie orașul? Dar puțin ne întrebăm. Oare eu ce-am dat orașului? Prin ce l-am ajutat? Criticându-i pe consilier, criticându-l pe primar? Eu, prin eforturile mele, am încercat ca din puțina lumină a spiritului meu să sporesc lumina din mințile copiilor noștri. Și o fac de 50 de ani. Unii mă întreabă, te mai duci la școală și acum? Da. Vreau să mă mai duc și anul acesta când împlinesc 50 de ani de activitate dedicată școlii. Cimdoane, Sărăjene, anii în care am slujit învățământul și am ajutat copiii noștri să fie mai buni și mai frumoși. Și așa cum a făcut-o fiecare la locul de muncă. Din păcate există la noi o concepție greșită privind pensionarii. Privind vârsta de pensionare, după anul, după 60 de ani te consideră bătrân. E o mentalitate cu care nu mă pot împăca. De ce în țările occidentale, în America, se aleg șef de state peste 70 de ani? Și aia pot conduce imperii, nu cred că sunt imperii, așa pot conduce state care sunt pe primele locuri în lume, și un om de 60 și ceva de ani nu poate să predea o lecție la clasă, chiar dacă citește, așa cum citesc și eu prin memorie, la copii. Asta este o orientare greșită. Și s-a greșit foarte mult la noi, în armată special, s-a greșit după Revoluție. Oamenii cei mai capabili, vârsta cea mai puternică, este între 30 și 50 de ani. I-am dat pe margine, i-am plasat, i-am dat o șapcă de bani, i-am dat pensie și mulțumesc. Și peste un scurt timp am angajat alții, dar care n-aveau pregătirea. Oamenii aceștia au avut pregătirea de specialitate, erau meserie. Dacă merg lucrurile prost în țara aceasta, este faptul că adesea pune oameni care n-au ce căuta în acele funcții. Se duc unii și sunt aleși. I-au ieșit din politică. Tocmai ideea că m-a scârbit sub multe aspecte.
odată nu uit la o turnare care se propuneau candidați, unul mă zice, dar tu de ce vrei să candidezi? Domnilor, eu am fost la toate ședințele de partid. Am amuțit. N-am avut ce zice. Ați avut o replică? N-am avut nicio replică la așa ceva. Pui în fruntea ministerului un ministru care spune așa, vă cer anticipat scuze pentru greșelile care le-am făcut în trecut. Păi bine, dacă un elev îmi vorbește pe anul ăsta, îi spun, domnule, hai să o luăm de la început, că tu ești agramat. Și ăla e, pe post de ministru, și ai pretenție la doctorat. Așa, ăștia cu doctoratul s-au cam întotdeauna acum. Știi cine e de vine? Internetul. Că pe vremea aceea, când se lua doctoratele cu bagajul, îl să nu credeți că bagajul plin de cărți de la biblioteca universitară. Bagajul, dar de cunoștințe, da. Ei, dar m-au trecut internetul, ne ajută să-i descoperim. Și ăștia vin să ne dea lecții. Lecții, pentru mine, ne dau cei care fac ceva. Pentru orașul acesta, de exemplu. Da, iertați-vă că a fost mai ferit și sigur pe personajul meu și aș vrea pentru generația tânără două vorbe. Să știți că noi avem un tineret deosebit. Poate școala încă nu știe să-i formeze cu adevărat pentru viață, pentru a fi cetățeni activi. Poate încă nu reușim să comunicăm suficient. Dar ce le cer eu generațiilor tinere? Să n-arunce la coș experiența celor cu părul cărut. Și să o dezvolte. Închei prin adresa lor niște cuvinte dragi mie dintr-un text popular. Un bătrân către copii zice, până v-am crescut pe voi, m-au bătut vânturi și ploi, și necazul și nevoi. Și-a venit vremea de mâine, când îi cere la bătâne, să nu-i spuneți vorbe grele, la vreme e de putere. Așa că nu scrie la vreme de putere. Nu ne înțeleg. La mulți ani tuturor, sănătate și iertate. Mulțumim domnului profesor. Dacă mai dorește cineva să transmite vreun mesaj, dacă nu, o să rog pe domnul profesor Tulbure George să le recite o poezie ca de fiecare dată. Și mă bucur că încă o dată am avut ocazia să ne întâlnim. Cum a spus și domnul Moș, o să prezint două poezii scurte care nu fac decât una bună. Dacă o să vă plictisesc, vă rog să mă iertați. Poeziile poate nu concordă cu atmosfera care trebuie să existe aici, de bună dispoziție, de veselie, dar sunt poezii de suflet și sentimentale pentru mine, în primul rând. Cum am spus, poeziile sunt scurte, dar nu fac mai mult decât una bună. Poate titlul lor nu prea e în concordanță cu conținutul și cu mesajul, dar o să suporte critica celor care o să asculte. Prima este una caldă și una rece. Prima este poezia caldă. De ziua să-l nepoatei Sara la 3 anișori, sâmbătă 11 aprilie 2015. Este intitulată Prin câmpia cu narcise. Te plimbi în somn prin câmpul cu narcise pe care tu atentă le alegi și le aduni într-un buchet de vise. Dar când și tu ajungi mai mare, mai bine toate o să le înțelegi. Acum ești atât de mititică, nu realizezi la anișorii tăi ce-i ăla străbunic, ce-i aia străbunică și cum sunt socotiți de semeni de-au fost cu minți sau
Dar au fost cam răi. Atunci vei ști cum zboară anii și de la 3 ani zilnic o să crești, să fii și milostivă cu sărmanii și cum te învață bunii tăi părinți dreptatea, cinstea, să le prețuiești. Dorim să fii mereu tot sănătoasă și de părinții tăi ascultătoare, cu minte altruistă și frumoasă, cu mult succes să urci în viață, mereu cu înfățișarea plină de candoare. A doua poezie este, cum am spus, una rece. Poezia este intitulată Versuri triste. Lirismul a slăbit încetul cu încetul, a morțit și mâna din lipsă de căldură, tăciuni în vatră stinși, acoperiți de zgură, la masa a țipit, de-a bine era poetul. Păi rar îl poartă pașii acum pe afară, ce vede, ce aude, să ture până în gât, peisajul social e livid și urât. Purcel de balascris abia la primăvară, cămașa peticită acoperă câmpia, de sete s-a căit și dura de pârâu. Sărace ofilite plâng holdele de grâu, topoarele ciuntesc pădurile și via, speranțele trecute s-au transformat în vise, răbdarea-i pe sfârșite, departe e limanul, aceeași simfonie ne zgârie timpanul. Să cucerim cetatea nevoie de un Ulise. Mă mișc tupit încet pe lângă casă, iar astrul zilei spre orizont coboară, mă culc pe nemâncate, nu știu a câta oară, când boarea serii pe măgură se lasă. Epilog, un scurt epilog. Eu copilării la țară și-am muncit și în oraș, de-a mea zi, poate la vară, plec în stea drept chiriaș. Cam acestea au fost. Eu vă doresc sănătate și o zi bună. Mulțumim și noi. Zici. Eu n-am să recit o poezie, ci am să recit adevărul de viață scrise în versuri altele în proză, de la lume adunate și la lume date. Un lung tren ne pare viața, ne trezim în el mergând, fără ca să ne dăm seama unde ne-am uitat și când. Vine dată însă vremea să ne coborâm și noi, ce ne-am dat nici o clipă să ne întoarcem înapoi. Căci pe când privim în urmă, plângem timpul ce-a trecut, sună goarnă veșniciei, am trăit și n-am știut. Pentru că fostul primar și fostul meu elev, domnul profesor Luțu, vorbea de bătrânețe, eu am să vă spun ce este bătrânețe. Și este sub formă de întrebare și răspuns. Bătrânețea este cea din urmă facultate, unde nu înveți cum se adună, ci cum le lași în urmă toate. Bătrânețe, școală înaltă, de povară și de scrum, cale lungă și ciudată, pe unde n-am fost niciodată până acum. Bătrânețe, tren de seară, fără bani, fără bilet, ce iute timpul trece,
și te duci din gare în gare către tainicul magnet. Dar, la urmă, Domnul știe că în slavă la hotar vom sări de bucurie și cu Domnul în vecie vom fi tine, tine, iar. Mai desmerda de n-ar fi să blestemi, surâd numai acei care suspină. Și n-ai zâmbit de n-ar fi fost să geni, de n-ai fi plâns, n-ai duce în lumină. Și dacă rana nu-ți legai, cu mâna ta n-ai unger în străine, n-ai jinduit după un colț de rai, de n-ai avea un pic de iad în tine. Că nu te înalți până în caz cu pruntea ta în pulberea amară. Și dacă învii în cântecul de azi, e că ai murit în lacrima de-a seară. M-ai înșelat cu o nespusă ușurință, jurând că-mi vei păstra o veșnică credință. M-ai înșelat și acum vii să-mi ceri iertare când tot ce-i bun din mine cere răzbunare. Să mă răzbun aș vrea sălbatic, să văd când te-ai cuplit în ochiți de jăratic. Să mă răzbun simțirea toată strigă în mine, dar simt că n-aș putea trăi fără de tine. Știu că păcatul tău e veșnic, știu că e moștenit, înscrisă în destin ți-a fost căderea. Mai știu că nu e prima dată când tu m-ai mințit, dar am știut ca să-mi ascund durerea. Mai stai și toarnă în suflet un venin, mă voi obișnui cu suferința și ca înainte ție o să mă închin, deși tu mi-ai spulberat credința. Doamne, talentul ce mi l-ai hărăzit, cu drag și tu de la mulții, mângăierea ne-a fost fapta bună, iar credința sprijin și cu mână. Viața este ca un teatru, iar noi suntem actorii ei. Cu câtă vreme în alte teatre, când ești pe scenă știgerei, teatru vieții îl joci pe rol neînvățat și nu e nici măcar suflerul să-ți sufle când te-ai încercat. Nu durata face prețul vieții, ci intensitatea cu care o știi trăi, iar intensitatea vieții este rodul voinței ce înfruntă. Pământ avar, pământ hain, cât de puțin din tine noi și ce curând pământ avar îți iai puținul înapoi. Și pulbere țărână din tine se alege, căci asta este a lumii nestrămutată lege. Nimicul te aduce, nimicul te reia, nimic din tine lume nu va rămâne. Eu zic că va rămâne fizic, dar va rămâne numele și faptele. Vă mulțumesc! Îl rugăm pe domnul Mureșan George să ne recite două poezii. Bună ziua! Mă bucur să vă regăsesc aici după un an de zile, să ne vedem, să fim... Și vă salut pe toți! Vreau să vă citesc două poezii. Prima e o poezie care va fi în următoarea carte care o să apară în foarte scurt timp, carte dedicată centenarului. Se cheamă Dor de Iancu, Dor de Ardeal. Coboară noaptea peste Ardeal, aud greierii cântând în surdină, se aude parcă un tropo de cal, îl văd pe Avram Iancu în lumină. Sub tâmpla aburinda unui deal, se aude un cântec duios de cabal și atâta liniște în sfântul Ardeal, când Avram Iancu trece pe cal. Vino tu iar, Iancule sfânt, și adună românii risipiți fără niciun ideal, că uneori pe aici te iscă furtună și uneori nu-i liniște n-ardeal. Iancule, vin românii să spună toată suferința și plânsetul lor, că uneori sunt nori ce se adună și stau gata să plouă în tricolor. Sunt mulți ce stau gata la pândă în Ardealul pe care atât l-a iubit și prea mulți ce-ar vrea să vândă idealul pentru care tu te-ai jertfit.
Revino, Iancule, pe-un cal de nor, să tremure tot neamul de păgâni, întoarce-te, Iancule, iar la popor, întoarce-te, Iancule, iar la români. Un tropot de cal și Iancu Avram, călărind prin vremuri neuitate, purtând în inimă iubirea de neam, propovăduind în Ardeal libertate. Cea de-a doua poezie e o poezie cu temă religioasă. Se pare că acolo ar trebui să ne întoarcem mereu la Dumnezeu. Poezia se cheamă Întoarce-te la Dumnezeu. Când parcă cerul cade, când simți că ți-e greu, când lacrima te arde, întoarce-te la Dumnezeu. Când te încearcă viața, când nu știi drumul tău, când te cauți dimineața, întoarce-te la Dumnezeu. Când te apasă întrebări, când noaptea e un hău, când sus e păr de scări, întoarce-te la Dumnezeu. Când ești păr de scăpare, când lațul e atât de greu, când iubit, iubind, vrei îndurare, întoarce-te la Dumnezeu. Când sângerezi în uitare, când vezi ură în jurul tău, când este doar o scăpare, întoarce-te la Dumnezeu. Îl rog pe fostul meu coleg de liceu, de școală militară, de academie, de la Lugoș, care a venit pentru câteva zile și meu Silvaniei, este președintele Asociației Pensionarilor din Lugoș, să transmită mesajul dânsului. Sărbătoarea doamnelor, cu respect domnilor, vă doresc o zi bună, multă, multă sănătate. Încerc să vă cuprind cu privirea pe toți cei care sunteți aici, suntem aici în sală. Credeți-mă, sunt cel care pot să vă transmit un mesaj de gând bun și multă sănătate din partea nonagenarilor, octogenarilor, septagenarilor lugojeni. Eu, la rândul meu, ca și bunul meu prieten și coleg Ion Moș, ne încadrăm la limita, într-adevăr, interioară a acelui regulament care ne permite ca astăzi să sărbătorim ceea ce este Ziua Mondială a Persoanelor în Vârstă. Într-adevăr, și prin această sărbătoare și prin faptul că suntem aici și se realizează acest eveniment, se confirmă, dacă vreți, încă o dată că România este în Europa, România este țara mondială. Și credeți-mă că știu ce se întâmplă astăzi la Bârlad, de exemplu, la Turnul Severin, la Lugoș s-a întâmplat asemenea activitate, dar cred că aici la Șimleu e cel mai apropiat de ziua de mâine, 1 octombrie, când într-adevăr, super deosebit, mă refer la prezența care văd aici a dumneavoastră, și mă gândesc că ar fi putut să vină, poate, să fie și mai mulți prezenți, dacă mă gândesc, dacă nu fost anumite probleme. Vă îmbrățișez din tot sufletul, vă doresc la mulți ani și dacă mama și tata nu mai sunt, mama la 89 și tata la 93 de ani, m-au lăsat mai departe singur pe lume, simt că spiritul lor este aici și cred că părinții mei sunt aici, printre dumneavoastră, în sală, fiindcă părinții sunt cei care ne transmit mai departe din bogăția sentimentelor, înțelepciunii și atât de frumos avem mai înainte, domnul primar, a convingerii că viața merge mai departe și greșit sunt tratați, din păcate, la ora actuală, oamenii în vârstă, dar la sărbătoarea de astăzi suntem prezenți la mulți ani, hotărâre, putere mai departe și, cum se spune, noi suntem viitorul. La mulți ani, să mulțumim! Da, mulțumim și să venim și cu recompensele. Acum nu sunt așa substanțiale, nu sunt cu plicuri. Mă rog să-mi permite să mânez o diplomă de recunoștință domnului primar din partea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și meu Silvaniei. Da, mulțumesc!
maghiar Paul, care nu-i prezent, dar-i prezent fratele. Vă rog să... Domnului Tulbure George. Acum, dacă tot alerg pe doamna Ghiran, o să-i mânesc și dânsul. Cred că compet. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâncapuri robii Tăi se vor sătura și gurile lor vor lăuda pe Domnul. Doamne Dumnezeul nostru, binecuvintează mâncarea, băutura și pe robii Tăi, că bun ești în vecii vecilor. Amin. Bunul Dumnezeu să vă dărească sănătate, ani mulți, cu sănătate și bucurii și bătrâneți fericite în continuare. Să trăiți într-un mulți ani. Iar acum, vă rog, urmează un eveniment important, servirea mesei. Am pregătit mici, pălincă, bere, gogoși, muzică, cozonac și voie bună. Distracție plăcută până mâine, că mâine e 1 octombrie. Și anul viitor va cânta ai tot. Thank you.
Nu mai putem o